una dintre cele mai străvechi dileme religioase se prezintă în fața noastră azi. Legea și harul. E suficient să ții în mână o Biblie ca să fii oarecum intrigat de Vechiul și Noul Testament. Așezământul vechi și cel nou. Rânduiala Vechiului și Noului. Lege și har. Cerință și bunăvoință. Fermitate și flexibilitate. Cum pot coexista cele două realități? Perechea de azi activează în atenția noastră cel puțin câteva texte. Unul dintre ele se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 17. În prologul acestei Evanghelii, Ioan ne spune următoarele. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Această conjuncție adversativă nu le pune în antiteză cu adevărat, ci poate avem mai degrabă un element de relaționare climactic, în care revelația lui Dumnezeu din vechime ne este oferită în Iisus Hristos în deplinătatea sa. Pe de altă parte, textul din Roman, capitolul 10, cu versetul 4, ne lasă următoarea nuanță. Apostolul Pavel, undeva în miezul acestei scrisori, ne subliniază următoarele, căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Dacă primul text cumva prezintă mai simplu lucrurile, vedem că în cel de-al doilea intrăm, suntem introduși cu adevărat într-o tensiune. Greu de explicat, de digerat, de înțeles în viața creștină. Și am întâlnit nenumărați creștini care se împiedică în această tensiune dintre lege și Evanghelie. Pentru că șansa celei mai bune așezări într-un astfel de raport este să ajungi să simți chiar tu vibrația tensiunii, mă voi folosi de o poveste populară indiană intitulată Cerșetorul și Regele. Un om sărman care abia își ducea traiul cerșind din poartă în poartă, de pe o zi pe alta, a văzut, la un moment dat, intrând în sat caleașca unui rege tânăr și surzător. Săracul și-a spus de îndată în sinea lui, suferințele mele au luat sfârșit. Traiul meu nevoiaș s-a isprăvit. Simt că regele a venit aici special pentru mine. Am să mă bucur de firimiturile averii lui și am să duc de azi înainte o viață liniștită și lipsită de griji. Și într-adevăr, ca și cum ar fi venit special pentru el, regele a oprit caleașca în dreptul lui. Cerșetorul care s-a plecat, a îngenunchiat cu fruntea până în țărână, s-a ridicat și l-a privit încredințat că norocul n-avea să-l mai ocolească. Deodată regele a întins o mână spre cerșetor și a spus: ce-mi dai? Săracul, uimit și încurcat, n-a știut ce să-i răspundă. Poate face o glumă sau încearcă să-și bată joc de mine, se gândea el. Oare mă așteaptă alte necazuri? Apoi, văzând surâsul regelui, chipul luminos și mâna întinsă, a scotocit prin traistă unde avea câțiva pumni de orez. A luat un bob de orez și l-a pus în mâna regelui. Regele a închis palma, a pornit la drum și a văzut mai departe de călătoria lui. Seara, cerșetorul a ajuns acasă și a golit traista și în acei pumni de orez a descoperit un bob de aur. Cu lacrimi în ochi și indignat de lipsa de înțelepciune, plin de amărăciune, a exclamat: oare de ce nu i-am dat regelui tot orezul? Deși o poveste care provine dintr-o altă cultură,
Cred că această imagine surprinde exact mesajul central al zilei de azi. Esența credinței este una care pretinde tot și care oferă tot. Un Dumnezeu care dăruiește absolut tot ceea ce are și care așteaptă, în schimb, să procedăm la fel. Cu alte cuvinte, nu ne prea iese cu jumătăți de măsură, cu tatonări anemice. Ori tot, ori nimic. Și probabil am descoperit în viața noastră că momentul suprem al angajamentului este cel care marchează cu adevărat viața noastră de credință. A pretinde totul și a oferi totul sunt, până la urmă, așteptări firești, complementare. Nu pot fi separate, pentru că își pierd orice noimă și logică. Să oferi totul și să nu primești nimic în schimb, dar să dăruiești absolut tot și să n-ai parte de nici o reacție. Iată miza provocării de astăzi. Tot ceea ce ai devine aur doar dacă ești dispus mai întâi să-i dăruiești regelui tot orezul. Există o zicală celebră în spațiul românesc: unde-i lege, nu-i tocmeală. Legea e lege pentru toți și nimeni nu face excepție, nu este deasupra ei. O astfel de abordare asigură ordinea și stabilitatea la nivel social. Fără ea nu avem siguranță, liniște. Pe de altă parte, dacă n-am avut parte de o a doua șansă în viață, câți dintre noi am putea supraviețui? Dacă îți dăruiești tot orezul în speranța că n-ai cum să nu obții aurul, asta sună un pic ca manipulare, poate chiar viclenie. Dar dacă o faci ca pe un pariu riscant, neștiind ce te așteaptă în continuare, poate că vei dobândi nemurirea, spune Scriptura. Observați, de cele mai multe ori adevărul este contraintuitiv. Nu te aștepți să-l găsești în anumite locuri. Ai de luat anumite decizii? Iată o întrebare interesantă. Pe care ai tendința să le amâni? Nu îți vin la îndemână? Spre exemplu, apropierea de Hristos? Crezi că îți poți gestiona viața, că te poți descurca pe cont propriu? Textul exact aici ne aduce, în frământarea, în zbaterea centrală. Răspunsurile maturizării le găsim în locuri nebănuite. Martin Luther spune atât de elocvent: întreaga Scriptură și întreaga noastră teologie depinde de o înțelegere adecvată a raportului lege-evanghelie. Nu doar relația dintre Vechiul și Noul Testament, dar până la urmă toată teologia noastră este marcată, este echilibrată, este calibrată de acest raport despre care discutăm azi. Într-un anumit sens, cupletul de azi ne oferă dezlegarea la toate celelalte dezbateri și tensiuni despre care am ales să vorbim. Credință și fapte, mândrie și umilitate, tărie și slăbiciune, sfânt și păcătos. Haideți să le luăm pe rând. Ce este legea? Oare ce ar trebui să vedem în momentul în care ne gândim la acest dar pe care Dumnezeu l-a oferit poporului său, umanității? În primul rând, legea este voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Este un etalon, este un standard, este descoperirea felului în care ar trebui să arate viața noastră fiecăruia. Numai ne dăm seama că un astfel de lucru creează și o problemă în momentul în care vrei să te ridici la acest standard. Și cel de-al doilea aspect care definește legea este că ea reprezintă și granița neputinței noastre. Nu știi până nu vrei să împlinești, să asculți de Dumnezeu, să iei în serios anumite porunci, anumite lucruri, până unde te poți duce. Care-i limita, care-i granița la care se așează viața ta? Asta face legea. Aduce precizie. Pune acea graniță, acel hotar în viețile noastre. Și poate că mai există un al treilea lucru crucial cu privire la lege, care încununează această descriere, și anume că ea reprezintă cartografierea disperării și nevoii noastre de mântuire. Cu alte cuvinte, în același timp, legea este un standard,
o realitate și o problemă pentru fiecare dintre noi. Reprezintă un etalon, un diagnostic cu privire la condiția noastră și un strigăt. Până la urmă, efectul legii este că ne aduce în punctul în care noi tânjim și conștientizăm și verbalizăm nevoia după Dumnezeu, în care El trebuie să intervină în viața noastră. Există o ambivalență sâcâitoare în Noul Testament cu privire la importanța și neputința legii. Ce poate și ce nu poate face legea. Nu știi până n-ai încercat să asculți de ea, care sunt limitele și cât de adâncă poate să fie disperarea în anumite momente. Poate autorul care a înțeles cel mai bine această tensiune e un rabin, un om care o viață a căutat să se conformeze legii. Și în miezul epistolei către Romani, la capitolul 7, de la 7 la 13, ne oferă următoarea descriere. Am pus textul pentru a putea urmări mai îndeaproape firul gândirii atât de încâlcit pe alocuri al apostolului Pavel. Deci, ce vom zice? Legea este ceva păcătos? În niciun caz. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi, păcatul a luat prilejul și a lucrat sau a făcut să se nască prin poruncă tot felul de pofte, pentru că fără lege, păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Cea mai șocantă descriere pe care o veți găsi în Biblie cu privire la lege. În momentul în care vine legea, păcatul a înviat și eu am murit în fața lui. Și porunca ea care trebuia să-mi dea viața mi-a pricinuit exact moartea. Căci păcatul, prinzând prilejul prin poruncă, m-a amăgit și tocmai prin poruncă m-a lovit cu moartea. Așa că legea, negreșit, este sfântă, dreaptă și bună. Păi atunci, un lucru bun mi-a pricinuit moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală, că păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru că păcatul să se arate afară din cale de păcătos sau de ticălos, prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Ticăloșia păcatului, dimensiunea insondabilă a răului, iese la iveală abia atunci când ai în față o interdicție, o lege, o poruncă pe care Dumnezeu ți-o dă. Acest text te poate face să te simți descumpănit. Îți aduce aminte cât de acut poate să fie sentimentul de frustrare, de neputință, de nereușită în viață, în fața normelor și a cerințelor pe care Dumnezeu le are față de noi. Noi poate n-am reușit să punem la fel de bine în cuvinte ca Apostolul Pavel o astfel de realitate. Dar dacă ar fi să tragem o concluzie, care e ideea de bază în urma acestui text pe care l-am lecturat împreună, gândul ar fi următorul. Nu știi ce înseamnă puterea răului decât în fața unei interdicții. Decât atunci când ți se poruncește, când ți se spune nu. Spune-i unui copil, n-ai voie acolo. Care-i primul lucru pe care îl va face? Poate nu de față cu tine, dar în momentul în care ai dat să te întorci, reacția unui copil este previzibilă. Observați, încă din naștere există această tendință, acest impuls de a reacționa față de limite și față de restricții. Interdicția dă în vileac tot ceea ce este mai fragil, mai rău, mai plăpând în ființa noastră, în structura noastră lăuntrică. Legea scanează, sondează și ne scandalizează până la urmă, fiindcă ne pune un diagnostic, dar nu reușește să ofere o soluție după care tânjește sufletul nostru. Și exact acesta este punctul în care intervine Harul lui Dumnezeu în viața noastră. Dar înainte de a ajunge acolo, e important să conștientizăm un alt concept cu care suntem familiarizați, și anume legalismul. În această ambivalență, legea e bună, pe de altă parte, vedem lucruri rele întâmplându-se în această raportare față de lege. Oare ce e legalismul?
În primul rând, este acea conformare obsesivă față de normele legii în vederea securizării bunăvoinței divine. E acea urmare scrupuloasă, acel atașament bolnăvicios față de reguli, față de lege, în ideea că Dumnezeu cumva îți va face parte de împărăția Lui, că obții până la urmă aurul și binecuvântarea. Pe de altă parte, legalismul înseamnă să trăiești în litera și nu în spiritul legii. E atenție obsesivă cu privire la detalii, la lucruri exterioare, dar îți scapă miezul, esența, rațiunea, motivația esențială în felul în care te raportezi la cei de lângă tine. Și în al treilea rând, este acea concentrare pe reguli în detrimentul autorului, acelui care ne-a dăruit adevăr, lege, dreptate și toate lucrurile acestea. Un prieten care lucrează în transport împărtășea, la un moment dat a avut de făcut un transport în țară și GPS-ul i-a dat o eroare de vreo 50-60 de kilometri. Lucrând la un patron creștin, când a venit, a recunoscut și a asumat greșeala, a încercat să își rezolve problema într-un mod onorabil și a zis: îți dispus să-mi tai din salar pentru greșeala, eroarea care îmi aparține. Șocul lui a fost că acest frate nici n-a ezitat, fără să clipească, a operat acea penalizare în salar. Observați frământarea care apare în viața noastră, pe care o generează. Te aștepta ca un creștin să fie mai înțelegător. Uneori întâlnești mai multă înțelegere la oameni care nu sunt afiliați religios, care nu își exprimă direct credința în Dumnezeu. Și atunci întrebarea este, la nivel practic, cum reușim noi să asimilăm un astfel de mesaj al Harului lui Dumnezeu dacă devenim atât de rigizi în comportamentul nostru? Duminica vorbim despre har, dar în timpul săptămânii trăim după lege. Pe de altă parte, îmi spunea cineva, în relația cu angajații aplic altă variantă. Reacția mea instinctuală e să-i tratez cu har. Dar până unde? Care e momentul în care intervine acea graniță dreaptă, corectă a legii? Observați frământările pe care fiecare dintre noi le avem și ești nevoit să ajungi la ele și să găsești acea soluție benefică pentru tine și pentru cei care te înconjoară. Însă, un alt lucru fascinant pe care l-am descoperit cu privire la noi e că în timp ce noi așteptăm să fim tratați cu har, de obicei pe ceilalți îi tratăm mult mai dur după lege. De ce această discrepanță? De ce această disonanță până la urmă? Suntem atât de stricți și atât de îngăduitor când vine de noi. Și discuția de astăzi ne invită pe fiecare să ne gândim în mod sincer cum ne găsim acel echilibru. Corect, teologic, dacă ai parte de favoarea nemeritată a lui Dumnezeu, îi să poți extinde această bunăvoință în relația cu semenii tăi. Să rămâi corect, dar să fii caracterizat de această bunătate și de această bunăvoință. Și întrebarea e cum reușim? Vedeți, de multe ori o proastă metabolizare a relației dintre lege și Evanghelie ne pune în încurcătură. Și atunci mă întreb, când am fost eu ultima dată cutremurat de răul care există în inima mea? Poate că tipologia din Mizerabilia lui Hugo, dintre Jean Valjean și Javert, este cea care pune cel mai bine în evidență dimensiunea harului și a legii. Uitați cum îl descrie Victor Hugo pe acest inspector. Omul acesta era alcătuit din două sentimente foarte simple și oarecum foarte bune, dar pe care le strica aproape cu totul, exagerându-le. Respectul față de stăpânire și ura față de răzvrătire. Privirea era ca un burghiu, rece și pătrunzătoare. Toată viața îi se cuprindea în aceste două cuvinte. A veghea și a supraveghea. Poate ne aducem aminte de un dascăl mai exigent sau de cineva în viață care intră în acest profil, în această categorie. Și cu toții știm cât de înclinați suntem în anumite momente spre autoflagelare,
reamintindu-ne, retrăim anumite voci din trecut în viața noastră, în istoricul nostru. Observați cât de greu este să gestionezi lucrurile. Și întrebarea mea e pentru o persoană care e atât de strictă, care toată concentrarea merge în a veghea, în a supraveghea, dacă mai are timp să se uite la suflet, la inimă, la propriile neajunsuri și probleme care apar în viața noastră fiecăruia. Asta e marea miză. Poate că tot aici ar merita amintit pericolul sau tentația perfecționismului. Unii dintre noi ne stă în gene, cumva în caracter. Avem așteptări foarte mari de la noi, de la cei de lângă noi. O astfel de abordare îți poate pune relația pe butuci. Poate crea frustrări imense în relația cu copiii. Nu-i deloc greșit să-ți dorești că ei să progreseze, să înainteze, să ai un standard pentru viața lor. Dar dacă tot timpul le transmitem sentimentul că suntem nemulțumiți de ce au realizat, ce reușim până la urmă? Care-i efectul pe termen lung în sufletul lor, în interiorul lor? Exagerarea, până la urmă, este o formă de pervertire. Înainte de a ne apropia de har și de a vorbi un pic și despre cealaltă dimensiune, merită să ne adresăm o întrebare cheie. Oare un creștin trăiește sub lege, fără lege sau împotriva legii? Care este așezarea, atitudinea creștinului în raport cu legea? Iată teologia la care am ajuns în următoarele trei aspecte. În primul rând, legea nu mântuie pe nimeni, dar ne ajută să conștientizăm nevoia acută cu privire la mântuire. Legea este o oglindă, îți scanează viața, te ajută să detectezi unde îți sunt problemele, minusurile, nevoile în viață. În al doilea rând, prin urmare, creștinul nu trăiește, atenție, sub jurisdicția legii, ci sub domnia lui Iisus Hristos. După reformă am fost familiarizați cu această departajare. Lege morală, lege ceremonială, lege civilă. Ceea ce e corect pentru a înțelege diferitele aspecte din legea lui Moise. Dar vreau să vă spun că în vechime niciun evreu nu gândea în felul următor. Pentru ei legea era un tot unitar. Tu nu puteai veni la legea lui Dumnezeu, la cortul întâlnirii să-L cauți pe Dumnezeu și să spui: lucrurile astea cred că le-aș putea împlini, astea îmi convin, astea nu-mi convin. Legea e un tot unitar. De aceea Apostolul Pavel spune: Hristos reprezintă sfârșitul legii. Fiindcă nu trăiești sub jurisdicția ei, ci intri sub autoritatea, sub stăpânirea lui Iisus Hristos. Și în al treilea rând, în mod paradoxal, în unire cu Hristos descoperim că porunca legii este împlinită în noi. Uitați ce spune Pavel în Roman, capitolul 8. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea păcătoasă o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. E o atingere cu privire la granița până la care merge Dumnezeu, care te înfioară. Ce înseamnă întruparea, coborârea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră? Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Prin jertfa lui Hristos, prin moartea lui pe cruce, prin îndreptățire, Pavel spune, cerința dreaptă a legii este satisfăcută, este împlinită în Dumnezeu și în inima noastră. Roman 13:8 este cât se poate de clar în ce privește dovada faptului că legea e împlinită. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Înseamnă să iubești, să te dăruiești, să te implici în viața altora. No, să vedem ce înseamnă harul. Ce aduce harul în viața noastră? În primul rând, harul este favoarea inexplicabilă. Inexplicabilă de care ne face parte Dumnezeu. Nu știi de ce, nu știi cum, nu știi de ce te copleșește.
E vorba de atitudinea sau dispoziția binevoitoare a lui Dumnezeu față de noi oamenii. Nu știi de ce te acceptă, nu știi de ce îți mai dă o șansă și de ce te tratează cu bunăvoință, dar o face. Oare avem noi capacitatea să îi tratăm cu grație pe ceilalți, mai ales în trafic? În această junglă în care cauți să prinzi orice prilej pentru a ieși, pentru a te bucura de o minimă libertate. Dar până la urmă e o luptă pe care fiecare dintre noi o avem de dat. Și translatarea unui astfel de lucru ar trebui să se vadă și în viețile noastre. Nu știu dacă ai remarcat, dar în Vechiul Testament există un text care efectiv mi-a dat de gândit. Geneza, capitolul 6, versetele 8 și 9. Este vorba despre Noe. Uitați ce spune. Dar Noe a căpătat trecere, milă, bunăvoință înaintea Domnului. Noe era un om drept și fără pată în generația lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Ei, unde-i surpriza? Surpriza e că înainte să ni se spună despre Noe că era un om neprihănit, primul lucru pe care îl ți-l spune e că a căpătat trecere, bunăvoință înaintea lui Dumnezeu. Observați, elementul dominant care percutează, care influențează toate celelalte, favoare, umblare, neprihănire. Psalmul 143, încă de la primele două versete, dă glas acestei lupte sfâșietoare pe care oamenii au avut-o din Vechiul Testament. Nu e un text din Noul Testament. Și uitați ce spune autorul. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererea mea. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci nici un om viu nu este fără prihană înaintea ta. Observați, oameni care trăiau în bătătura legii, care căutau să împlinească voia lui Dumnezeu, ce conștientizează în adâncul sufletului lor. Și Pavel își construiește argumentul în epistola sa pe astfel de texte, mărturii sacre din vechime. În al doilea rând, harul este inițiativa salvatoare a Domnului Iisus. Exact cum reacționează o persoană când vede că cineva se neacă, fără să stea pe gânduri, se aruncă, se avântă, își riscă pielea. Asta e harul lui Dumnezeu. Tu n-ai dorit nici jertfe, nici prinoase, spune în Evrei, ci mi-ai pregătit un trup. Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Ei, nu trebuie să uităm niciodată când vorbim despre har, că e vorba de alegerea voluntară, sacrificială a Fiului lui Dumnezeu în folosul nostru. Un cuvânt din Vechiul Testament care traduce cel mai bine ideea de har este cuvântul hesed. Apare de peste 250 de ori. Și un cuvânt foarte greu de încadrat, de definit, fiindcă are foarte multe nuanțe și într-un anumit context se potrivește un aspect, în alte contexte se potrivesc alte aspecte. Spre exemplu, înseamnă favoare, îndurare, bunătate, credincioșie, afecțiune nedezmințită, loialitate, devoțiune. Harul este inițiativa salvatoare a Domnului Iisus. În al treilea rând, harul este puterea transformatoare a Duhului. Constatarea mea e că doar cei care au simțit gustul amar al eșecului, al vinovăției, tirania drogurilor, rușinea, zdrobirea, neputința, dezamăgirea în viață, știu să aprecieze harul. Îi cutremurător că harul poate fi fluturat ca o lozincă, ca o noțiune teoretică și să nu-i trăim frumusețea electrizantă care ne încurajează, care ne dă speranță nouă și celor care vin după noi. Asta e marea problemă. În momentul în care cântăm și nu simțim, nu suntem transformați de această realitate, există o mare problemă. De aceea harul coboară la noi prin îmbrățișarea Duhului, în acea prezență tainică care te locuiește. Și miracolul e că trăiești la un moment dat și nu realizezi.
într-o perioadă relativ scurtă, cum ți s-a schimbat felul de a gândi, de a privi lucrurile, de a te relaționa la cei de lângă tine. Al patrulea rând, harul este soluția suficientă a Tatălui din cer. Un Dumnezeu care nu improvizează, care nu cosmetizează. Nu, Dumnezeu nu zice, le-am dat legea în vechime, hai să le fac și o favoare. Până la urmă, harul lui Dumnezeu reprezintă încununarea. Am putea spune că lucrurile stau exact invers. Cumva harul precede tot ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu oferă legea pentru ca noi, la final, să putem îmbrățișa, să rămânem uimiți, uluiți și înmărmuriți de ceea ce a făcut în viața noastră. De aceea, simptomul cel mai clar al bunăvoinței divine este recunoștința. Dacă ar fi să adun într-un singur gând tot ceea ce v-am spus despre har, lucrurile ar putea suna astfel. Harul nu este ceva ce oferă Dumnezeu, ci Dumnezeu oferindu-ni se pe sine. Când întâlnești harul lui Dumnezeu, nu te întâlnești cu ceva tangențial, ci te întâlnești cu îmbrățișarea Sfintei Treimi. Intri într-o zonă care te schimbă, care te modifică, care îți redă vitalitatea, perspectiva cu privire la orice faci în viață. De aceea e atât de repetat, atât de uzitat în Noul Testament. Marea problemă e că, de multe ori, ca orice cuvânt poate intra în limbajul de lemn, devine un cuvânt prăfuit care își pierde relevanța, savoarea, însemnătatea pentru viețile noastre. Iată de ce ne șoptește fiecărui asemenea Apostolului Pavel. Harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Elementul palpabil pentru un creștin ca întâlnirea harului lui Dumnezeu este recunoștința care țâșnește. Recunoștința este actul întemeietor sau fondator al vieții creștine. Sentimentul de mulțumire irupe și se prelinge în orice gest, în orice manifestare cotidiană. Și am putea spune că dacă religia lui Iisus este har, etica practicată este recunoștința. Toată viața creștină nu e o viață definită de reguli, de obligații, de responsabilități, ci o viață trăită ca recunoștință, ca mulțumire la tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți. Este momentul de cotitură în Epistola către Romani, la capitolul 12. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Doar o astfel de viață mai are logică pentru cineva care a fost schimbat din temelii de favoarea nemeritată. Merită, la final, să ne întrebăm ce ne aduce harul. Care sunt câteva lucruri prin care ne putem verifica? În primul rând, ne oferă capacitatea de a ne putea accepta pe noi. Cel mai profund lucru pe care harul lui Dumnezeu îl face, ne ajută pe noi. Uneori cel mai greu lucru este să poți ierta pe tine, să te poți accepta pe tine în viață pentru anumite lucruri pe care le-ai făcut. Când te întâlnești cu harul lui Dumnezeu, primești puterea de a accepta din tine lucrurile care îți creau atâtea probleme în trecut. În al doilea rând, este curajul de a da jos măștile. De-aia mi-e foarte greu să înțeleg ipocrizia în spațiul creștin. Un om atins de harul lui Dumnezeu nu mai are de ce să se ascundă. Apare onest, cu bune, cu rele, cu plusuri, cu minusuri, în mod autentic, în mod real, în relații, în conversații, în ceea ce trăiește în viața de fiecare zi. În al treilea rând, este puterea de a trăi liber. Apostolul Ioan, în capitolul 4 din epistola sa, spune, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Să ai parte de harul lui Dumnezeu înseamnă să te bucuri de iubire și de liniște. Și merită reamintit aici că dacă legalismul este o religie bazată pe frică, creștinismul este o credință plămădită în iubire.
Spun asta pentru că în multe biserici există riscul acesta de a aluneca înspre reguli, înspre ceea ce poți livra la nivel exterior. Creștinismul este o religie plămădită în iubire, nu care e bazată pe un sistem care induce, care generează frică. Un alt element important la firul ierbii este eleganța și grația de care dăm dovadă în relații. Nu doar în bunăvoința pe care o avem, în faptul că știm când să fim îngăduitori, când să fim mai stricți în relațiile noastre, dar transmitem o eleganță, o înseninare și o bunăvoință incredibilă, de care este atâta nevoie în biserici și în afara lor. Și nu în ultimul rând, Harul lui Dumnezeu ne aduce și sentimentul ăla electrizant al misiunii cu care trăim în această lume, indiferent de activitatea pe care o desfășurăm. Important să înțelegem că Harul lui Dumnezeu în viața noastră generează un astfel de sentiment. Uitați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10 cu, 15 cu 10. Prin Harul lui sunt ceea ce sunt și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă, am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care lucrează în mine. Ai impresia că intră într-un fel de competiție neloială cu ceilalți apostoli. Însă apostolul Pavel subliniază prin această repetiție a cuvântului Har că tot ceea ce face, toată motivația, energia și voința de care dă dovadă vin în această favoare nebănuită de care Dumnezeu a făcut parte în viață. Cu alte cuvinte, Harul lui Dumnezeu ne aduce acceptare, autenticitate, libertate, grație și semnificație. La final, probabil tot mesajul de azi poate fi adunat într-o singură rostire. Legea fără har poate fi un tiran neînduplecat, iar harul fără lege o absurditate crasă. Haideți să închidem ochii pentru rugăciune. Esența credinței este una care pretinde tot, dar și oferă tot. Harul nu este ceva ce ne oferă Dumnezeu, ci Dumnezeu oferindu-ni-se pe sine. În Efeseni 2, din nou Pavel vorbește despre har. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Asta înseamnă să te poți accepta, să trăiești autentic, liber, grațios și cu semnificație deplină. Ei, cât de recunoscător mă simt eu? Și oare i-am dat regelui tot orezul?